Lacrimi, durere până în măduva oaselor, neputință, gândul că poate următorul răsărit de soare pentru ei nu va mai exista, dezamăgire și putere încolțită din ultima sămânță de speranță. Așa începe articolul Pacienții cu boli rare luptă cu amorțeala din sistemul medical, care, dintre cele 13 materiale trimise la concurs, a impresionat cel mai mult juriul. Este povestea tristă a familiei Fieraru, ce luptă, zi de zi, cu durerea unei vieți marcate de boala celor doi copii, pentru că ambii băieți sunt diagnosticați cu distrofie musculară. Suferința lor este redată în reportajul TV, Durerea de a fi unici. Nu poate să alerge, nu poate să facă mai multe lucruri. Poate să ridice, nu poate să fugă ca copiii ceilalți repede. Vorbiți acum de cel mic care încă merge. Cel mic care e la școală, că cel mare n-a mers. În ce clasă este? Clasa a doua. Cel mare n-a mers, n-a apucat la școală. A mers decât la grădiniță și... Mănâncă singuri, ei nu se spală singuri, ei nu... Practic nu fac nimic. Premiul recompensează atât articolul cât și materialul video. Ana Maria Predilă, de la ziarul Gazeta de Sud din Craiova, cu articolul scris Pacienții cu boli rare luptă cu amorțeala din sistemul medical și cu materialul video pe care l-a realizat. Am să o invit aici în față să o felicităm. Mulțumesc mult de tot pentru toată șansa aceasta de a face cumva parte din toate aceste demersuri pe care dumneavoastră le-ați făcut în ultimii ani. Când afli astfel de povești, când mergi în casele părinților care au, poate, ca în această situație pe care eu am prezentat-o, și câte doi copii care suferă de boală rară, nu poți să rămâi indiferent oricine ai fi și oricum ai fi. Am considerat că e important ca măcar noi, fiecare în parte, să încercăm să mișcăm ceva și să încercăm să fim alături de acești oameni. Concursul pentru jurnalism în domeniul sănătății a fost organizat de Alianța Națională pentru Boli Rare în lupta sa pentru acreditarea unor centre de expertiză pentru boli rare. Sperăm ca lucrurile să se întâmple și să ieșim din această situație, pentru că, așa cum zicea doamna profesor, avem specialiști, lumea, teritoriul, respectiv centrele care doresc să aplice în sensul acesta și-au reunit eforturile, s-au încheiat acorduri de parteneriat, pentru că centrele știm că trebuie să fie multidisciplinare, să existe colaborare între diverse servicii, deci lumea lucrează, începe să lucreze împreună, tocmai în vederea unei acreditări rapide în momentul în care se va lansa. Centrele de expertiză asigură, pe de o parte, diagnosticul rapid, de vreme, timpuriu, asigură un tratament corect. Știm bine, 80% din boli sunt de cauză genetică, bolile genetice nu se vindecă, dar calitatea vieții pacienților trebuie îmbunătățită. Este cel de-al treilea an în care Alianța Națională pentru Boli Rare organizează acest concurs, unul în care jurnaliștii demonstrează că le pasă și își oferă sprijinul în realizarea unei societăți mai bune, în care ajutorul între oameni este un lucru pe cât de necesar, pe atât de firesc.